Nu, eu cred că n-am trăit niciodată sentimentul ăsta sărăcit de mine. Nici nu dar eu nu stau, adică nu stau. Eu chiar nu stau. Eu poate de asta am ajuns la vârsta asta, singură, pentru că nu o să accept. Eu nu o să mă compromit niciodată. Și nu o să... Eu am făcut asta. Dar la mine, uite, de exemplu, nu e vorba de mimat, e vorba că eu mă simțeam fericită la momentul respectiv. Pă bune, în momentul în care dau 5 apeluri... Nu, atunci nu, că de aia tot ne-am certat constant până ne-am despărțit. Dar înainte de asta, știi? Nu s-a 3 luni după, se întâmplă 3 luni, știi? Bine, n-a fost chiar. Bine, poate e o greșeală, poate la mine e o greșeală, poate renunț prea ușor. Se pare că Denisa, fosta concurentă din sezonul 2, este foarte vehementă. Ea susține că niciodată nu a stat într-o relație în care ea s-a răcit de partener sau invers. Dacă apare un soi de distanțare, atunci rupe relația. Fetele încep ușor-ușor să-și povestească din viețile lor personale, pe plan sentimental, care au fost trăirile și experiențele. Încet, încet o să le descoperim și poveștile și vom vedea care, cum și ce fel de caracter are.